Bună, bine ați revenit pe miraculosul, mirobolantul și magnificul meu canal de YouTube. Mă bucur că sunteți aici pentru că astăzi m-am gândit să fac și eu ce se află în geanta mea. Nu știu dacă o să fiți surprins sau nu, eu am chestii poate puțin mai neobișnuite, dar rămâne să vedeți și să vă minunați. Înainte de toate, nu uitați, vă rog să-mi dați și mie un like, să vă abonați și să aprindeți clopoțelul. Mulțumesc! Nu sunt o persoană care poartă geantă în fiecare zi, în mod normal port ghiozdănele micuțe sau orice în care îmi pot pune strictul necesar, dar câteodată port și genți, câteodată. Nu foarte rar, dar nici foarte des. În momentul când port genți, da, am foarte, foarte multe chestiuțe în ele, așa că rămâne să aflăm împreună tot ce există în geanta mea, aici de față. Aceasta este geanta pe care am purtat-o chiar ultima oară. De obicei le schimb. Începem cu cel mai important lucru care se află într-o geantă, și anume portofelul. Nu poți să stai fără portofel. Portofelul este cel mai important. Avem aici permisul de conducere, carduri la farmacii. Nu puteți să trăiți fără să aveți carduri la farmacii. Mi-a căzut, cred că, 20 de bani. Carduri la farmacii, carduri la Mega Image, card de Lukoil, card de Selgros. Plin de carduri. Catena. Să nu uităm de catena. Trecem mai departe și avem cheile de la mașină, care, în mod normal, le țin în geantă în momentul când nu sunt în mașină, altfel sunt în contact. Puțin mai departe, un pachet de șervețele. Pachet de șervețele pe care clar mi l-a pus iubi în geantă, pentru că el este obsedat de șervețele și mi le pune mereu în buzunare, în geacă. Nu e loc unde să nu-mi pună un pachet de șervețele. Am și în mașină, am peste tot, deși nu prea le folosesc niciodată, ca să înțelegeți. Un ruj de la Maybelline, este rujul meu preferat, este Maybelline Stay Matte, nuanța 15. Este cel mai preferat dintre preferatele mele. Îl am mereu, chiar dacă nu mă dau neapărat cu el, dar îl țin acolo pentru orice eventualitate. Trecem mai departe. Mască. Trebuie să ai mască la tine. În ziua de azi trebuie să porți mască oriunde. Mai avem pe aici prin geantă niște bonuri, pentru că ăsta e chiar de la Jumbo. Bonuri găsești mereu și în portofel am, în ultimul timp le-am strâns în portofel. Uite, chiar îmi pare rău că am făcut în geantă curată acum câteva zile, pentru că era la fel plină de bonuri. Avem 5 lei. Ce mai e pe aici? 50 de bani care au căzut și ei pe jos. Și cu încă 10 bănuți. O clamă. Clama e bună. Bine, nu acum, pentru că, după cum observați, astăzi sunt puțin mai deosebită. M-am hotărât să mă schimb așa puțin. Așa, trecem mai departe. Astea sunt foarte bune. Sunt jeleuri cu căpșuni. Sunt extrem de gustoase. Chiar sunt bune. Îmi plac foarte mult. Sunt preferatele mele. Bă, sunt foarte bune. Am mâncat vreo două, dar sunt bune rău. Mai am aici un balsam reparator de la Cicaplast. E foarte, foarte ok. Vi-l recomand. Nu mă așteptam să-mi fie atât de bun. Am avut o perioadă când am avut buzele foarte, foarte crăpate. Nu am știut cu ce să le dreg, dar ăsta chiar mi-a fost foarte ok. Am folosit și, să zic așa, gelul pentru roșață de față, tot Cicaplast. Nu era pentru roșață, era doar gel de la gel Cicaplast. Era foarte bun, foarte ok, foarte mulțumită de La Roche-Posay, sunt chiar ok. Trecem mai departe, avem un absorbant. E ok să ai mereu un absorbant. Asta e pisica care se joacă ca o disperată, dar nu e problemă că o rezolv eu acum. Gata, am rezolvat. Mergem mai departe. Foarte mult mărunțiși. Da. Ne place măruntul, ne place la toți măruntul. Să fie cât mai mult, e cât mai ok. Măruntul e chiar ok. Eu îmi place să am mărunt. Dacă aveți mărunt și vreți să scăpați de el, dați-mi mie. Mie îmi place măruntul. Eu sunt ok cu măruntul. Ce
ce mai pe aici? A, avem un tic-tac, pentru că și tic-tacul este bun. Îmi place mult. Și stăm puțin și tot. Trecem mai departe și avem aici încă câteva bonuri. Ah, super. Încă un pachet de șervețele, data asta desfăcut. Celălalt era nedesfăcut. Iar acesta este desfăcut. Clar nu l-am folosit eu. Eu nu folosesc șervețele, n-am ce să fac cu ele. Nu știu, de obicei nu îmi curge nasul, nu prea sunt răcită. Astea sunt puse de iubii. Ah, ok. De fapt, par surprinsă. Știam într-un fel că sunt aici, dar nu știam că încă le mai am. Am crezut că le-am scos. Acestea le-am luat din Jumbo. Sunt foarte, foarte șmechere. Dacă ați văzut și videoclipul anterior, când vorbeam despre pisicuțe, mi-am pus așa pe față niște acțipiri despre pisicuțe. Iar acestea sunt măscuțe. Sunt figurine din acelea, figurine. Iar acestea se pun aici, în locul curii. Și stați că vă fac și o demonstrație. De exemplu, aceasta. Ok. Le-am luat tot din Jumbo. Cred că au fost un leu 20 sau ceva în gen, ceva în timp. Și pe acestea la fel. Și acestea și acestea. Speram să mă... M-am și jucat, de fapt, puțin cu prietenele mele. Să ghicim ce animal suntem sau ce fățucă avem, ce guriță avem. Dacă avem cu dinți, cu limba scoasă, cu dinte. Să vedem cum sunt. Foarte drăguț. Am un plic. Din păcate gol. Nu știu exact ce face aici. Un moț de păr. Moțul de păr e mereu bun. Bine, acum n-aș putea să-mi prind părul pentru că, după cum vedeți, m-am spălat pe cap, l-am tras la placă. M-am vopsit, arată chiar ok, acum nu are rost să-l prind. Ce faci aici? Trecem mai departe și am niște clămuțe foarte drăguțe din Jumbo. Sunt super drăguțe, sunt cu sclipici, te ajută să prind părul. Din nou, nu e cazul meu acum, dar sunt ok. O brichetă, deși... Eu fumez aici, la ce m-ar ajuta? Încă o clămuță. Aveam, da, știam că sunt patru, nu știam unde e a patra. Un moț de păr. Foarte drăguț cu perle, iau, uitați ce frumoșilie. Și pufos, așa. Ăsta e foarte drăguț. Și chiar ține foarte bine părul. Ce mă apă aici? Un balsam de buze. E foarte drăguț balsamul ăsta de buze, este cu căpșunele, miroase foarte bine, parcă vine să-l mănânci. Acum că mi-am amintit de balsamul ăsta de buze, vă spun eu, jeleuri super, super ok, duceți-vă la Penny și luați-le. Super bun. Trecem mai departe și am câteva alune, pentru că nu știu când se face foame și când ți-e foame nu ești tu, așa că alunele astea de la Bă sunt cele mai bune, sunt foarte sărate și... Chiar țin de foame și chiar îmi plac. Ce mai am aici? Mai am un absorbant zilnic, care e foarte bun și te ajută la multe. Bineînțeles, IQOS-ul, dispozitivul IQOS și țigările mele preferate, HITS, Siena Caps, sunt foarte ok. De când fumez IQOS, nu mai fumez altceva. Bine, fumez în cazul în care rămân fără baterie sau în cazul în care nu mi-am luat țigări atunci. Da, fumez o țigară, dar altfel... Acestea sunt preferatele mele. Și gel antibacterian, de ce nu? Trebuie să-l avem. Nu pot să zic că îl folosesc foarte des. Îl am acolo. E bine că l-am. Mama știe că l-am, tata știe că l-am. Iubi știe că mă dau. E bun. Mă dau, nu spun. Dar nu mereu. Un caiet de care sunt foarte mândră, pentru că mi-a plăcut foarte mult. O să fie caietul în care eu o să scriu chestii, încă nu știu ce scriu, dar îmi plac foarte mult caietele și ăsta arată foarte drăguț. Și aici scrie Girls are Queens. Deci e foarte șmecher. Și am și un pix la el, asta știu sigur. Am și un pix la el. Din Jumbo. Ele sunt din Jumbo, ambele sunt foarte mișto și foarte ok și la preț. Așa. Și ultima chestie, un mărțișor, care este foarte drăguț. Care este o inimioară, dacă vedeți.
placat cu aur de 24 de carate. Bine, nu știu ce să zic, dar e foarte drăguțică și chiar acum că m-am amintit o să o pun la mână. Că nu am purtat-o și stau și mă întreb de ce oare n-am purtat-o. Chiar e drăguță. Asta e noua modă, porți mărțișoarele în aprilie. Dar e foarte frumoasă. Băi, cam atât e în geanta mea. Nu mai am altceva. Este goală. Intră o grămadă de chestii. Chiar intră foarte multe chestii. Buzunarul acesta este gol. Acolo nu cred că am pus nimic niciodată. E bun de ascuns chestii dacă am atât. Nu ascund nimic de mine. E ok. Sper că m-ați urmărit cu plăcere. V-a plăcut conținutul genții mele. Cred că și voi aveți cam același lucru în gențile voastre. Sper că n-am avut nimic super ciudat sau ceva. Adică, bine, ciudat. Ce poate fi așa de ciudat? E normal să-ți placă astea, că sunt foarte bune. Sunt cu căpșuni, între urmări, că nu-i plac. Eu nu-i plac jeleurile, mie îmi plac foarte mult, sunt bune. Sper că v-a plăcut înfățișarea mea de astăzi. Sper că v-a plăcut acest vlog în care v-am arătat și eu cam ce am prin geantă. Numai normal mai am o grămadă și când zic o grămadă mă refer la foarte multe bonuri sau orice hârtiuță micuță pe care de obicei le țin în geantă ca un fel de gunoi. Dar am scăpat de ele acum câteva zile, din păcate. Nu m-am gândit că o să fac vlogul ăsta. Încă o dată vă mulțumesc frumos că v-ați uitat și până data viitoare vă pup!